Conta pe care îl ascultăm. Vedem să îndreptăm ce e de îndreptat la codul rutier. Ia ziceți asta dumneavoastră. Înseamnă că mâine îl adoptați în ordonanță de urgență codul mâine, rutier? Mâine, sigur, nu că n-avem ședință. Înseamnă că, acum discutăm la USL să vedem forma finală. Puteți spune ce modificări ați adus esențiale? Da. În primul și în primul rând am găsit și am modificat în lege acea obligație care exista pentru procurori judecători de a lăsa să conducă pe cel care a comis o infracțiune, adică accident, soldat cu moartea victimei sau vătămări corporale grave, alcool, diverse, conducerea fără permis. Acum am modificat acest lucru și numai în situațiile în care procurorii sau judecătorul constată că nu se prezintă pericol pentru circulația pe drumurile publice, se mai prelungește permisul. Mai pe românește, cel care a comis un accident, cum am văzut de atâtea ori la dumneavoastră, a omorât pe cineva, să nu mai poată să mai conducă până când se termină procesul. Să nu mai conducă din momentul în care s-a produs accident. În al doilea rând, am găsit o soluție care se poate și aplica referitoare la faptul că cei care au amenzi și nu le plătesc în 30 de zile, să li se suspende permisul până la plata amenzii. Era o mare problemă de aplicare, în sensul în care omul își plătea amenda și noi nu știam că și-a plătit-o și îi suspendam permisul. Acum am găsit o soluție, o discutăm și cu domnul Chițoiu, cu un cont unic și cu faptul că poliția nu poate suspenda permisul cuiva decât după ce verifică la 30 de zile după că în acel cont unic nu s-a plătit amenda. Și în al treilea rând, aici mai trebuie să lucrăm cu Ministerul Justiției, să găsim o procedură rapidă în 15 zile, acele 15 zile în care mai ai dreptul să conduci la contravenții, vorbesc, în care judecătorul se pronunțe dacă acea dovadă se prelungește sau nu, pentru că ideal ar fi să nu mai conduci după ce ți s-a suspendat permisul. De asemenea, am aplicat regulile europene aplicate în toată Europa referitoare la consumul de alcool. Deci până la 0,2 nu e nici măcar contravenție. 0,2 înseamnă, nu știu, un pahar de bere sau... Dar de la 0,5 în sus, nu 0,8, să fie infracțiune. Exact cum se întâmplă în toată Europa. Până la 0,2 vorbesc de om obișnuit care se duce la o nuntă și gustă un pahar de vin. Nu e nici măcar contravenție. Dar de la 0,2 la 0,5 e contravenție, se suspendă permisul, iar de la 0,5 e infracțiune. Deci am lucrat împreună cu echipa domnului Stroie să găsim toate soluțiile pentru ca nou cod să își atingă scopul, și anume o siguranță mai mare pe drumurile din România și fără abuzuri împotriva conducătorilor auto. Ce formă ședința de guvern, ordonanță de urgență? Asta decidem astăzi. Este ședința de astăzi a USL, acea ședință despre care vorbea domnul Dragnea, în care veți decide, veți tranșa dacă USL mai merge sau nu, nu mai departe? Nu, merge mai departe, ce să mai tranșăm? Dar am auzit o serie de neînțelegeri, o serie de critici reciproce cei drept între PSD și PNL în ultima perioadă. Nu credeți că trebuie explicate aceste poziții? În ce mă privește, nu cred că m-ați auzit cu vreo critică și nici nu o să mă auziți vreodată în public cu vreo critică la adresa colegilor mei. Nu să-l întrebați nici măcar despre... Sunteți năucit de declarațiile făcute de prin Antonie. Eu sunt năucit? Nu sunt năucit deloc. Păi stați așa, declarațiile pot fi năucitoare, eu nu sunt năucit deloc. Din potrivă. Și lămurit ce a vrut să spună? Greșește și că va scădea în sondaje atacând în continuare. Dar nu sunt eu șeful de campanie al domnului Antonescu, eu sunt doar alături de toți cei din USL, suntem cei care o să-l votăm. Pe de altă parte, domnul Antonescu acum spunea că nu știe ce sondaje ați văzut dumneavoastră, că cele pe care le-a văzut dumnealui în ultimele două săptămâni nu denotă o scădere. Atunci e excelent. E perfect. Deci dacă e în urcare, înseamnă că ne-am atins tot scopul. Eu asta vreau. Să înțelegem că a fost un sfat pentru domnul Chinea. Nu dau sfaturi. Doamne ferește, știți bine că...